Primele dosare au fost depuse deja la sediul compartimentului pentru dezvoltare rurală din cadrul Direcției Agricole Mehedinți. Începând de ieri, de pe 1 iunie, a început sesiunea prima a anului 2011, mai urmează o sesiune în luna octombrie acestui an. Până în momentul de față am primit 3 dosare care să le verific în prealabil, având în vedere că s-au produs unele modificări la ghidul solicitantului și la manualul de proceduri, pentru a nu greși și a face unele observații. Sper că începând de săptămâna viitoare să primim cât mai multe dosare. Cei interesați de obținerea fondurilor europene trebuie să aibă maxim 62 de ani. În plus, terenurile și numărul de animale trebuie să corespundă cerințelor europene. Anul trecut, primăriile din județ au înregistrat nenumărate cereri de accesare a acestor fonduri. Anul trecut am avut mai mulți solicitanți pentru ferme apicole, pentru stupi. Și acum se pare că o să avem și pentru stup, dar și pentru animale cum ar fi capre, oi și vaci. Eugen Curela este unul dintre mehedințenii interesați de obținerea banilor europeni. A venit special de la Căzănești să se informeze despre documentele necesare pentru întocmirea dosarului. Pentru accesarea acestei măsuri avem nevoie de următoarele acte. Deci vă trebuie extrage pe registrul agricol emis de primărie, care să dovedească dreptul de proprietate sau de folosință. Vedeți că chiar dacă faceți pe numele băiatului, nu trebuie să-i dați terenul în arendă. Banii de la Uniunea Europeană se acordă pe o perioadă de 5 ani.